Bună ziua, dragii mei, sunt Tarotela cu etalarea pentru cei cu Soare, Lună, Venus, Ascendent, Nodul Nord în balanță, etalare pentru August 2020, etalare generală. Și rămâne la partea a doua, că aceasta va fi partea întâi, să vedem voi relație cu cineva. Cu cine o fi, C o fi cu mama, cu tata, cu fratele, cu sora, cu iubitul, cu iubita sau visata, sau că poate iubita de acum nu e cea visata, în fine, vedem mai o grămadă de cărți a apărut. Însă, ceva nu se manifestă din niște probleme. Dar, înainte să vă spun mesajele, să vă transmit mesajele pe care le-am primit, vreau să vă dau un exemplu de manifestare a unei, să zicem, previziuni sau mesaj pe care l-am primit pe calea tarotului, da? Mesaj care s-a împlinit, dar sub o altă formă. Și pentru asta vă trimis să ascultați Psihe și Eros și dacă puteți să înțelegeți ceea ce vreau să zic, ar fi minunat. Oracolul, în acea poveste, o să o atașez la sfârșitul videoclipului, oracolul a prevăzut ceva, dar nu tot. Pentru că există energia divină, există voința divină și voința noastră care participă în transformarea viitorului în continuu în fiecare moment. Îmi tot e așa, că primesc un cadou un cadou, brățări, că ceva legat de mână, da? de la cineva cu planete în semnul balanței. Și ce mi s-a întâmplat? Am o fetiță adorabilă, balanță și ea care vine la pregătire la desen. Și am primit într-adevăr un cadou absolut adorabil, făcut de ea, în pletitură cu împletitură. După cum vedeți, sunt vreo trei nuanțe. Sunt vreo trei nuanțe. Și mi-a ales, a ales să facă rost pentru că știe că îmi place rost, da. Deci, într-un fel sau altul, mesajul s-a împlinit. Chiar dacă nu a venit acest cadou din partea, să zic, unei persoane pe care teoretic aș fi așteptat-o. Da, a venit din partea altei balanțe, dar tot balanță. de spun, fiți un pic mai relaxați. Am spus și cu alte ocazii și revin. Fiți mai relaxați când ascultați aceste înregistrări, și când primiți niște mesaje, nu vă fixați pe o singură persoană, pe un singur scenariu, pentru că Dumnezeu știe mai multe și mai bine decât noi. Și avem surprize. În timp ce amestecam cărțile din seria animalelor, inițial văzusem căprioara. Ce frumoasă e căprioara! o energie feminină foarte delicată, foarte sensibilă și viermele de pământ. Tot semn de pământ, am în două semne de pământ. Însă împreună m-au făcut să mă gândesc că poate lucrați la un proiect creativ, creator, whatever, da? pentru că viermele înseamnă, e similar cu valetul de, de monede, e un proiect la început, oarecum încălcit, care poate să vă ducă, mai aproape de acea căprioară. Căprioara care într-un fel sau altul o asociez cu o regină de monede, adică cu prosperitate, cu împlinirea acestui proiect, că tot e semn de pământ. Și repet, un proiect în care vă manifestați o latură feminină, că sunteți guvernați de Venus, dragii mei, sunteți guvernați de Venus. Alt mesaj. Pentru alții, poate nu are legătură acest mesaj cu unii dintre voi. Cu alții văd o energie emoțională negativă într-o poveste, într-o situație. Din ce motiv? Cine e această energie negativă emoțională? Rămâne de văzut. Că sunteți voi care nu aveți încredere într-o lume emoțională fiind semne de aer, posibil unii, nu toți, depinde de marcajele pe care le aveți în harta natală, nu aveți încredere în poveștile de dragoste care apar. Apare și nouă dragoste, apare și apare. E în preajmă. Stă să se manifeste. Însă, ori nu aveți încredere din cauza dezamăgirilor pe care le-ați experimentat până acum, ori analizați prea multe emoțiile încât, până și cele mai frumoase lucruri, le transformați în probleme. Și cred că unii așa faceți, pentru că știu că cei care au marcaj pe balanță gândesc mai mult decât e cazul, mai ales în zona aceasta în care ar trebui să simtă, să-și folosească intuiția și nu mintea. Mintea o folosim în cu totul alte dimensiuni sau în cu totul alte proiecte. Posibil pentru alții, alt alți mesaj, să fie o energie negativă emoțională, cineva care vă invidiază și care, evident, că este un prădător acest rechin. Care nu vă dorește tocmai binele, eventual, pentru că ține de emoții, acest personaj vă transmite emoții negative. Puf! Uf, uf. Și uite, așa sunteți prinși ca într-o rețea între o posibilă fericire cu cineva o posibilă care încă nu se manifestă, pentru că a apărut invers. 10 de apă, e similar cu 10 de cupe, fericire maximă, da, un nou început. Un început pe care îl manifestați după o perioadă evident neagredent uneric de probleme. După eventual 7 ani apocaliptici, 7 săptămâni, 7 luni, pentru că e 7 de pământ. Și aici în această carte șarpele reprezintă așteptarea. Unii dintre voi ați dospit, ați așteptat această fericire cu cineva, pentru că e 10 de apă, da? Cu cineva. Dar ciudat este că deocamdată, de ce nu se manifestă Hai să mă gândesc, să văd ce ar putea să-mi să transmită. Posibil unii dintre voi vă lăsați influențați de aceste energii negative. Repet, pot să fie ale voastre pentru că ați fost răniți și nu v-ați vindecat. Poate să fie altcineva din preajma voastră care se simte răniți, să se simte rănit, rănită de fericirea voastră. Știți cum? Și atunci vă dați seama că oamenii respectiv nu v-au iubit. Când oamenii cu care ați fost, și e valabil nu doar pentru voi, pentru orice zodie care ascultă și pentru cei care sunt în această energie, da, și pentru cei care sunt, da, pentru cei care au fost cu voi și nu au fost fericiți, din niște motive, n-ați fost pentru că niciunul, nici celălalt, că nu degeaba cineva pleacă, da, că sunt niște probleme. Și problemele apar când oamenii nu sunt fericiți cu ei înșiși. Ei, genul acesta de invidioși, de dușmănoși, pe fericirea voastră, pe emoțiile voastre, pe lumea voastră emoțională, oamenii ăștia s-ar putea să vă încetinească, pentru că e similar cu șapte demone de așteptare, încetinească transformarea, pardon. Vreau aici să arăt, da? Transformarea. Vă, înce vă întârzie și fericirea. zecele de apă ar trebui să fie normal. A venit invers. Vă întârzi acest as de cupe, un început, o poveste de dragoste, apropo, poveste de dragoste care apare și aici, dragii mei, n-am vrut să las aceste cărți, că zic clar că e pentru unii dintre voi, pentru unii. Dar repet, acest șarpe în cei șapte ani apocaliptici, cele șapte săptămâni sau șapte luni, teoretic ar fi trebuit să se lasă, să se lepede de vechiul ego, de vechea piele, de vechile obiceiuri și să dospească o creștere spirituală. Acesta este un simbol spiritual, da? Structura aceasta, textura aceasta este extrem de spirituală. Și avem culori care țin de alb, de lumină, verde, inimă, albastru, spiritualitate, roz, iar dragoste, dragoste necondiționată, o dragoste, nu vorbesc de dragostea din primare, primele două ceacre, da? Cea din, de la nivelul inimii în sus. În această perioadă de așteptare trebuia să manifestați, că ține de monede, de manifestare, de realizare în practică, în realitate, în 3D, acest potențial 10 de apă cu cineva. Și zic că e cu cineva pentru că e 10. Altfel, dacă era 9, era în voi. Posibil, mă mersi de mesaj, încă n-ați învățat să fiți fericiți cu voi și pentru că nu sunteți fericiți, încă vă lăsați influențați de experiențele negative emoționale, de oamenii care vă transmit emoții negative, nu aveți încredere, sunteți, a, ah, interesant, cineva, ori voi, ori altcineva, este foarte ironic. Da. Și repet, uite așa, intrați într-o sesătură de situații. De situații. Și rămâneți oarecum Aici iar semn de apă, scoica, rămâneți închiși în voi înși vă, nu vă deschideți. Nu oferiți acest as de cupe, e în preajma voastră, dar dragii mei, oh, ho, oh, ho, iau te semn de aer, că sunteți voi că cineva urma de ce? De ghepard, Sem de foc, pasiune multă în viața voastră. Nu intru în prea multe detalii pentru că e talare generală dorință de a manifesta repede. Poate unii aveți tendința să fiți prea, prea iuți în niște direcții. Da? Și de-aia vi s-a arătat că trebuie să aveți răbdare într-o direcție, măcar în cea mai importantă, fericirea voastră. Nu? Ca asta e cea mai importantă în viața noastră, fericirea. Sunteți oricum ori în preajma unui alt semn de aer, pentru că sunt două cărți de aer, dar ar putea fi, da, și parcă ar, fi, ar comunica. Un semn de aer negativ, am zis, cineva care vă influențează, posibil față de care ați avut o pasiune la un moment dat, rămâne de, e variabilă, e variabil, depinde de la personaj la personaj, dar nici albina, nici cioara nu sunt prea pozitive în acest context. Albina înțeapă, Însă, albina, pentru că v-a apărut proiectul creator în etalarea voastră, simt că voi trebuie să alchimizați această energie negativă din jurul vostru. Ori este un alt personaj care am zis, rechinul, da, ceoara, energie negativă care vă influențează și trebuie să alchimizați toate gândurile, emoțiile pe care le primiți de la această situație, poate să fie situație de viață, de familie, da? Sau un personaj în viața voastră și voi aici cred că sunteți, trebuie să, pentru că văd verde, văd galbe, energii, sunteți mai colorați, așa simt că aici sunteți voi, da? Trebuie să vă alchimizați, că de fapt asta face albina. Varianta pozitivă a acestui simbol, nu doar că înțeapă, albina produce miere, ce face ea, polenul, și îl transformă cu răbdare. Da? Mesajul de răbdare a venit la voi, cu răbdare. Și până atunci, probabil că încă țineți ascunse niște emoții, niște experiențe, ca asta face scoica. Dar scoica, dragii mei, la fel și alchimizează, produce acea perluță extrem de valoroasă. Dacă simțiți că niște emoții vă distrag atenția de la ceva anume, de la un ideal, de la un scop în viață, nu le mai analizați atât. Vedeți cum transformați lucrurile în lucru de valoare. A sărit asul de cupe. L-am păstrat. Că e frumos. Îmi plac mesajele pozitive. Pentru voi, semn de aer. Aveți conflicte. Eventual cu cineva. Mm. Le țineți în secret. Iar are o situație secretă. Posibil pentru o persoană misterioasă, dacă într-adevăr este o persoană pentru unii, e o persoană misterioasă? Posibil, posibil. Asta apare iar semn de apă, pești, trac, scorpion, as de cupe. Pentru unii. Însă aveți aceste conflicte interioare. Posibil aveți conflicte și cu prietenii și cu familia, pentru că nu știți cum să integrați lucrurile atât, acestea atât de profunde și de misterioase în viața voastră, de zi cu zi. Care? Da, am zis, este Într-o sesătură foarte complicată. V-ați creat o viață complicată unii dintre voi. Ce face acest personaj? Călăgie. Cineva e nervos? Cineva sparge lucrurile? Nu știu pentru cine o fi acest mesaj. Pentru că lucrurile au stagnat într-o într poveste, în această poveste, în acest potențial, se creează aceste conflicte, din cauza acestei stagnări. Însă, și din cauza ego-ului, iar ego, iar uh, conflicte verbale, conflicte verbale, vreau să zic, uh, bă, da, am zis bine, conflicte verbale, uh, iar șarc, uh, rechinul, da, Cineva are un ego imens și nu vrea să cedeze. A, ah, nu vrea să cedeze emoțiilor regelui de cupe. Deși, 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 există această trezire spirituală, există această bucurie imensă în preajma cuiva, dar. dar se cere o schimbare de perspectivă se cere o schimbare de perspectivă și, evident, eliberarea de gândurile negative, cum am zis mai devreme. Învățați să vă eliberați de acel mental negativ. Unii chiar aveți un mental fără supărare, unii chiar aveți acest mental negativ. Nu zic din ce motive, decât că, evident, experiența voastră de viață v-a făcut să fiți mai suspicioși și mai necrezători. Mesaje de la Angel. O nouă dragoste. Ce frumos! Ce apare! Singurul lucru real în viață este dragostea, dragii mei. Nu banii, nici măcar familia, dragoste. Și vă trimi la 1 Corinten cu 13, că este superb citatul. Da? Și acest te iubesc. Acum am zis, ca să ajungeți la 10 de cupe, trebuie să treceți prin 9. Trebuie să învățați să vă iubiți pe voi. Și pentru asta trebuie schimbare, renunțarea la ego, la vechiul stil de viață. Altfel nu vă puteți bucura de binecuvântările divine, de vindecarea voastră. Ia uite, cineva trebuie să... -i... În această poveste apare și nevoia iertării. Că vă iertați voi pe voi, cei care au creat conflictele mentale și verbale, că cineva vă iartă, oricum lucrurile sunt mai profunde decât par și dacă nu le înțelegeți, dați-vă timp, da, șapte de monede și de monede de pământ și deschideți-vă inima, îmbrățișați această nouă dragoste și, repet, poate să fie dragoste față de, de voi și în momentul în care voi vă vindecați, vedeți că, într-adevăr, singurul lucru real în viață este dragostea, nu realizările acestea umane. Și învățați, în primul rând, să vă spuneți voi că vă iubiți, dar într-un mod autentic, sincer și profund. Și posibil la un spune și cuiva. La un moment dat. Rămâne de văzut. Ia uite. Amabilitate. Manifestați amabilitate. Petreceți timp de calitate împreună. Da? Petreceți timp de calitate cu persoanele care vă alină. Și iertați. Ce a fost, și nu zic musai, dacă cineva v-a rănit într-o relație, iertați și mergeți mai departe. Nu zic musai, iertarea nu înseamnă acceptare, sau nu acceptare, îngăduință. Iar este o, o, mare diferență. Iertarea nu înseamnă îngăduință, înseamnă să iertăm și să mergem mai departe. Către cei care ne, ne alină, ne oferă valori, că de fapt asta e valoare, Singurul lucru real și valoros este dragostea. Și aveți acest ia uite, acest mesaj, acest potențial. E în preajmă, da? Zece de apă, dar e invers deocamdată. Eventual, pentru unii, dacă dați drumul, dacă dați drumul, dacă dați drumul, da. um, blocajelor, dacă permite, permiteți acestui potențial să intre în viața voastră, acest as, în vreo șapte luni de zile, s-ar putea să, șapte, iar șapte, cu răbdare, să încheiați un ciclu, să intrați într-un alt ciclu, într-un alt cerc, da? în care vă transformați împreună cu persoana care vă aduce această cupă și, la un moment dat, să schimbați cartea în poziție normală și să vă puteți bucura de 10 de apă, da? de fericire. Da. Dacă până acum șapte luni, șapte ani, bine, sper că nu sunt șapte ani, deși e posibil pentru unii, a fost o perioadă de așteptare ca să vă transformați, să vă învățați să vă iubiți. În momentul în care vă iubiți, știți să selectați oamenii și să primiți ce este valoros și apoi în momentul în care primiți după încă vreo șapte ceva, se manifestă și zecele de, înțelegeți, zecele de apă. Balanța. Sunteți protejați. Aveți o opțiune, sunteți protejați. Sunteți protejați. Ia, unul. Cineva este artist? Vă schimbați? Ah! Cineva, pro, unul dintre voi predă, altul e artist. În fine, aveți o schimbare de carieră, dar hai să vedem al mesaj. Pentru balanțe ăsta. Ah, writing. Writing, evident că poate să țineți de mesaje. Trebuie să comunicați. Ca să faceți, iau-te și studiați. Ce studiați? Ah, trebuie să studiați consiliați vă cum să lăsați în urmă, cum am zis și mai devreme, îmi place, mulțumesc când confirmați ceea ce spun eu, da? Lăsați în urmă și vindecați-vă. A, ah, cărțile de oracole. Eu acum vă transmit acest mesaj, vă rog frumos să-mi l cu toată inima și transformați-vă, vindecați-vă, dragii mei. Lăsați în urmă ce rănit, că dacă nu lăsați, nu vă puteți vindeca, evident, da? Consiliați-vă cu îngerii protectori, că toate am văzut dacă știți, sau măcar cu altcineva care are experiență și studiați. Studiați cum să vă transformați viața, că am vorbit de alchimie. Studiați cum să deveniți mai înțelepți. Nu e o diferență între cineva care e hiperanalitic și cineva care e înțelept. E o mare diferență. Înțeleptul știe să, să lase problemele și lui Dumnezeu, să le rezolve și Dumnezeu și Universul, nu încearcă să-și rezolve problemele singuri. Pentru că unor nu putem, totuși, suntem omuleți. Da, scrieți. Posibil unii dintre voi trebuie să scrieți cuiva ceva sau să scrieți măcar într-un jurnal. Măcar într-un jurnal. Asta înseamnă comunicare. L-am văzut aici și pe regele de spate. Uh, cavalerul. Uf, uh, vreți să deveniți regi? Ce frumos ar fi. Cavalerul de spate tinde să devină rege, să se maturizeze. Uh -huh. Adică să nu mai fie atât de repezit, că stai super repezit, are viteza pasă, pe... nu știu, există vite viteza 6? <gângă> Cred că dacă ar exista pe aceasta, ar apăsa-o din prima. Cavalerul de spade. Unii clar că aveți uh, probleme cu viteza. Însă, dacă vreți să ajungeți la regele de spade, că tot a apărut în discurs, regele de spade se temperează. E mai calm. și ia timp de transformare. Da? Timp de transformare. Hm. Trecuțe mesaje. Ia să vedem ce mai avem. Oh, ce frumos! Cea care iubește. Am mai apărut, cred că și luna trecută la voi. Aici s-au oprit cărțile acestea. Aici. Frumos. Însă... Ia uite, ce este. Deci persoana aceasta despre care am vorbit și luna trecută, care într-un fel sau altul ar trebui să vă inspire cine este, variază de la balanță la balanță femeie sau chiar dacă ar fi bărbat, bărbat care manifestă o energie feminină, frumoasă, elegantă, blândă, armonioasă, spirituală 6 și cu Și care, mi-aduce aminte de Marea Preoteasă, știe fără să știe. Puh, ce superb! Și dacă vă inspiră, învățați să știți fără să știți, adică fără să analizați, adică să vă conectați la intuiție. Ce frumos mesaj, că am văzut-o și pe Marea Preoteasă. Da? Mesaj pentru balanțe. Mamă, ce-a sărit exact pe ceaiul meu. Falling in love. I keep on falling. Cred că a mai apărut pe undeva, nu știu când a mai apărut și luna trecută. Unde a apărut? Foreign. Eu când văd cartea asta, mi-aduc aminte de Alicia Keys. I keep on falling in love. 1 și cu 4. 14. Să vă spună ceva. Poate sunteți născuți pe 14? Sau? Mm, dacă nu pe 14. 4 și cu 1, 5. Acest conflict. Între voi, personalitatea voastră și 4. Tradiții, stabilitate, și evident, 4 și cu 1, 5, apare conflictul. Care, pentru mine, 5, înseamnă și rezolvare prin creativitate. Prin comunicare creativă, eventual, emoțională. Pentru că și cupele pot fi foarte creative. Hmm. Ce-ar mai fi? Falling. Dacă, alt mesaj. Ați simțit că de-a lungul vieții sau ultimilor experiențe ați picat într-o vibrație negativă a acestui. Că sunteți voi, că sunt cei care v-au influențat acestui rechin. Ridicați-vă la altă vibrație. Da? Asul de cupe. Pentru că singurul lucru real este dragostea. Și creșteți împreună și creați. Da? Creați împreună un nou univers. Dați-vă șansa. Și asta o faceți când, repet, când iertați, când vă iertați, ierta, iertați și pe, pe cei din trecut, nu înseamnă că le mai permiteți pe cei din trecut, din trecut dar tre uh, ce am! Dar iertându-i, puteți să mergeți mai departe, într-o direcție care vă crește. O oh, ring of time, ah, ce frumos! Ring of time, am vorbit de Inel, de timp. 7, numărul lui Saturn, da, numărul timpului, Inel, Inel avem și aici. Dacă ați fost în niște situații karmice care v-au ținut așa ca într-un cerc închis, ieșiți. Eventual, teoretic, ar trebui să fi și învățat lecțiile care trebuiau învățate. 44. Mm, breaking, am zis, da? Breaking, să ieșiți. Spargeți aceste cercuri vicioase ca să intrați, ce frumos mesaj, ca să intrați într-un cerc magic. Că vorbim de cercuri spargeți cercurile vicioase și intrați în cercurile magice în care puteți să manifestați. Ia uite ce frumos! Am vorbit de manifestare, ia uite numărul 1. Inima focului. Este un foc creator. Aici intrați în lumină și apoi începeți să generați. Este o lumină rece. Este o lumină rece, neutră. Nu vă mai lăsați influențați de negativ pentru că ați iertat și începeți și generați un foc creator. Ah, ce frumos. Lăsați uh, energia feminină, am zis cea care iubește și loves, cineva vă inspiră. Simt că e femeie pentru unii sau personaj cu energie feminină, chiar dacă e bărbat. Lăsați energia feminină să vă conducă drumul pe drumul acesta de transformare. Pe acest nou drum, o perioadă sau cât vreți voi, lăsați-o. Ce frumos, ce frumos. Pentru că această energie feminină are ghidaj, nu vine singură, este, este ancorată într-o altă lume și nu se pierde în această spirală, da? Interesant. Și după asta apare ce frumos. Îndrăgostiți? Perechea ideală. Da? Dacă lăsați această dragoste să se manifeste, dacă lăsați frumos, da, ați fost supărați, vă vreți să vă separați, dar când vă separați, ierta... bine, iertarea vine în timp, gândiți-vă sau proiectați-vă ca scop după separare, după despărțirea de un trecut, scopul este să iertați, adică nu vă separați ranchiunoși. Aici vreau să ajung. Ca să puteți manifesta dragostea, pentru că se zice energia cu care v-ați lăsat ultima experiență se va manifesta în următoarea. Și atunci, dacă nu iertați pe cei din trecut și nu înțelegeți, nu puteți să manifestați frumusețea potențialului care vine. Cam atâta e pentru. Aa, cât am vorbit? Prima parte. Vă pup! Iubiți-vă!